În această seară, băieții vorbeau tot despre Daria, dar și despre Ioana, pare că bia are dreptate, sunt ca niște cațe care tot bărfesc fetele. După cum chiar bia spunea în seara aceasta în casa fetelor, și iată că iarăși vorbeau despre Daria, cum spuneam. Andrei era nemulțumit că i s-a atras atenția și a fost întrebat de ce a votat o dacă s-a declarat îndrăgostit. Marius o imita și vorbea ce a spus Daria în emisiune, că dacă ea își dorește sau nu să plece, a răspuns că nu renunță atât de ușor. Apoi au făcut o comparație între Daria și Ioana. De fapt, Marius a spus că îi place Ioana și că ea a rămas constantă mereu. La un moment dat, băieții au sesizat că s-au atacat cele două și Andrei zicea că nu se aștepta să-i dea replica Ioana Dariei. Iar Liviu zicea, asta să vezi mâine la petrecere după câte ai zis despre Daria, o să vedem niște priviri între voi, o plimbare cu balansoarul și îmbrățișări.